Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 419-lea episod din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Joseph este singur în pădure. O femeie îl vede pe Yusuf și spune că va veni și va chema poliția. Cu toate acestea, când femeia sună la poliție, închide când Yusuf nu o vede. Yusuf, în schimb, crede că femeia îl va ajuta cu adevărat. Apoi iau mâna femeii și merg la casa femeii. Yaman îl caută și pe Yusuf. În același mod, el îl caută pe Yusuf rătăcind stradă cu stradă în Nana. Între timp, Nana îl vede pe Yaman și se ascunde imediat. Yaman se teme că, dacă îl găsește pe Yusuf, fratele său își va da seama că l-a răpit pe Yusuf. De aceea, Nana vrea să-l găsească pe însuși Yusuf cât mai curând posibil. Pe de altă parte, Duygu i-a spus totul lui Volkan. Acum Volkan știe de ce Duygu s-a despărțit de Ali. Ali este foarte supărat din cauza a ceea ce i-a spus lui Duygu și îi cere scuze lui Duygu. Yaman evaluează toate indiciile pas cu pas pentru a-l salva pe Yusuf. Când vine la depozit, găsește acul de păr al Nanei și se înfurie foarte tare. În depozit, Dris a intrat în butoaie pentru a se ascunde de Yaman. Yusuf, în schimb, a scăpat din Idris, dar a căzut în mâinile altor oameni răi. Scopul lor este să facă bani prin Yusuf. Cu toate acestea, când Yusuf a auzit conversațiile bărbatului, a fugit în secret din casă. Între timp, Nana îl caută pe Yusuf în pădure. Apoi găsește jucăria de hârtie a lui Yusuf și își dă seama că este pe drumul cel bun. El continuă să-l caute neliniștit pe Yusuf în Yaman. În timp ce Yusuf scăpa, oamenii de care scăpase au apărut brusc în fața lui și l-au prins pe Yusuf. Apoi îl aduc acasă și îl pun într-o cameră și îl leagă de un scaun. La secția de poliție, Volkan a aflat de ce Duygu nu mai este cu Ali. Când Volkan află despre situație, vrea să-l ajute pe Duygu. El ia actele necesare de la Duygu și spune că le va transmite unchiului său, care este medic. Între timp, Yamur încearcă să afle ce plănuiește Duygu. El îi spune chiar lui Duygu ce a spus prietenul său, doar pentru a-l apropia de Ali. Duygu vrea să vorbească cu Ali doar pentru ca Yamur să nu-l părăsească pe Ali. Cu toate acestea, Volkan spune că aceasta nu este o idee bună. Între timp, Nana a găsit casa răpitorilor lui Yusuf. Cu toate acestea, când a spus că îl caută pe Yusuf, femeia care l-a răpit pe Yusuf a trimis-o pe Nana afară din casă, spunând că nu a văzut pe nimeni. Pe de altă parte, Idris își face un plan pentru a-l ucide pe Yaman. Și îi trimite un mesaj lui Yaman să vină în pădure. Yaman vrea să meargă în pădure cu banii pe care i-a pregătit și să se răzbune pe Idris. Pe de altă parte, Nana își dă seama că Yusuf se află în casa din pădure și îl salvează pe Yusuf. Cu toate acestea, Nana a fost rănită în timp ce îl salva pe Yusuf. Să vedem dacă Yaman poate scăpa de Idris în episodul următor. Dar va reuși Nana să se salveze pe ea și pe Yusuf în ciuda faptului că este rănită? Prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei părți. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!